de la Tbilisi și a votoșanilor acum și sigur că și cei de la Bačka Topola gândesc în aceeași manieră și astăzi la debutul pe teren propriu în competiții europene. Este gol. Este gol. Este gol. Atac masiv, da. Vă spuneam, la cap stăm rău de tot, n-avem gabarit în apărare. Deschidere de scor în minutul 10 și 15 secunde. Milicevic pare să fie autorul golului. Deschidere rapidă de scor, atac masiv. Careul nostru atacat de mulțime de jucători de la Bačka, inclusiv acest Dejan Milicevic, jucător de flanc, ajuns însă în zona centrală. Interesant este că Milicevic nu este unul dintre titularii obișnuiți a echipei în meciurile de campionat. A fost titular doar în 3 meciuri din cele 7 etape. Aici este o apariție surprinzătoare oarecum a lui Milicevic. Noroc că CSB-ul și-a păstrat 3 oameni în defensivă. Duronici! Și este gol, 2-0. Duronici urcă scorul la 2-0 și cei care au pariat acum vreo 4 sau 5 zile pe victoria gazdelor fac bani frumoși astăzi. Probabil. Anunțul este în limba maghiară, pentru că nu mai e cazul să spunem. Suntem în zona maghiară a Serbiei. La o mare comunitate maghiară, o desincronizare, am spus că e pericol acolo, am zis că am păstrat totuși 3 în defensivă, dar n-au fost suficienți pentru contraatacul în 2 al sârbilor. 2-0 după 14 minute, acum sigur că mă așteptam să fie complicat, dar nici nu mă puteam gândi chiar la un asemenea rezultat după primul sfert de oră. E grav, e greu, e complicat de rezolvat situația. Jucătorii sunt marcați de situația asta, este clar. Avansează Crețu acum, să vedem continuarea. Centrarea nu este rea deloc, vine acolo Coman și este gol. Gol marcat de Florinel Coman. 2-1, minutul 25. Bună centrarea lui Crețu. Încă una. Da, încă una bună centrarea lui Crețu. Dar și reluarea lui Coman dintr-o poziție dificilă este într-adevăr un act, un gest tehnic de mare curatețe. Și dacă spuneam mai devreme că tonusul este scăzut după începutul ăsta dezastros, poate că această reușită a lui Coman reușește să redreseze un pic pulsul, să dea senzația tuturor că se mai poate obține ceva din această partidă. Iată și bucuria lui Pintili. Minutul 20. Am dat o circulație bună. Orcean încercând să treacă. Fault! Haide! Haide, dă-i galben! Dă-i galben! Dă-i galben și acasă! Așa este. Galben și acasă, bravo. Da. Cartonaș roșu pentru Ponievic, fundașul lateral stânga. Era și mai devreme și a cerut-o, ca să spun așa, a mai făcut un fault acum câteva minute aici în dușă. Acum din nou dribling frumos al lui Moruțan și intervenție din lateral, o lateral spate, așa o forfecare de asta. Da. Clar că mingea n-a atins-o. E corectă foarte decizia, bună. 2 galbene. Foarte bună preluarea lui Moruțan, foarte bună. Cu exteriorul, minge pe lângă fundaș și parcă încep să se arate așa niște speranțe. Erori. Coman din nou în poziție bună și întoarce adversarii, întoarce balul pentru Man, este gol! 2-2, minutul 50. Exact când spui că aștepți mai mult, atunci vine. Să știi că te-au bucuria. Da, da. 2-2. Minutul 50 al partidei și FCSB restabilește egalitatea. Avantaj numeric. O nouă minge produsă și o nouă fază creată de Florinel Coman. Foarte importantă contribuția lui Florinel Coman. 13 lângă el. Man așteaptă la marginea careului, este servit bine și apoi șutul său cu stângul se duce tare, se duce plasat, se duce sub bară și este 2-2 și dar aș vrea să știu cam pe unde se află moralul gazdelor acum. În minutul 14 aveau deja calificarea. În
încercând acolo un zid la o distanță apreciabilă. Minge în interiorul careului, portarul este cu întârziere. Minge boxată. Ce eroare. Ce portar avem, Doamne. Greșeală majoră a tânărului Ducan. Ne-am bucurat doar 2 minute, cred. Antonici aduce din nou gazdele în avantaj. Da, nu e încă nimic pierdut. Chiar un singur minut, nici măcar două. 51, două erori majore ale tânărului Răzvan Ducan. Ce să-i faci? Asta e viața. Ieșire întârziată și aici. Minge bâșbâită și în faza a doua. Când e să aleagă praful, să alege definitiv. Asta e viața. Încă minute bune până la final. Care în partea a doua ar fi putut boxa sau chiar prinde acea minge. Dă pe lângă minge, dar apare și Coman. Coman cu stângul în fața porții. Scoate de pe linia porții! Nu se poate! Perianu de două ori oprit. Coman, ofenta lui Coman. Haide, Comane! Încă o dată. Cine vine la șut? No. Ce ocazie! Petre nu prinde. Popovici. Stai pe linie, spune arbitrul portarului Filipovici. Iar Pintili spune dă-i tare, dă-i tare. Să vedem. Man, gol, FCSB, 3-3. Din nou tabela arată bine. Man la al doilea său gol. 3-3, minutul 63. O, chiar tare, să știi, n-a bătut tare. A dat bine, l-a păcălit pe portar, l-a trimis în partea cealaltă. Genul de execuție sigură. 3-3. Da, a trecut frumos Florinel Coman printre doi adversari. Am văzut că imediat ce a primit mingea, automat a venit dublajul. E clar că i-au luat frica incontestabil. Durere mare pentru el acolo. Glezna, da. Doare rău Glezna, a și spus-o. Nu e în regulă ce se întâmplă cu el. Să sperăm că poate reveni. Știi, asta e maniera lui de joc. Totuși ar trebui să se protejeze mai mult. Adică să apeleze la aceste gesturi tehnice de ultimă instanță atunci când într-adevăr e nevoie, în faza de finalizare. Muriel încearcă aceste artificii și se expune inutil în zone care nu necesită așa ceva. De drept acolo, el a trecut frumos de doi oameni, a venit însă dublajul, iar dublajul a știut foarte bine ce face. A știut că atacă mingea, dar a venit tare de tot, a venit la rupere. Nu știu dacă poate pune piciorul în pământ. Mai avem o singură schimbare de făcut. Da. Are dureri mari și suferă profund. Trebuie schimbare. Trebuie schimbare și este ultima pe care o putem face. Îți spun eu că fundașul a știut ce face acolo când a venit la rupere, la trosneală. A atacat bine mingea. Iată driblingul și vine. Oi. Poți să spui întrebarea dacă nu cumva acolo atacul e cu forță disproporționată? Eu cred că la centrul terenului îl dădeai, dădeai faul la centrul terenului. Pentru că nu poți să treci cu vederea un asemenea atac care e într-adevăr corect, era mingea, dar scoate jucătorul din joc. Schimbarea se face acum, din păcate ultimele 20 de minute vor fi fără Florinel Coman
în teren, capitanul din această seară și cred eu cel mai implicat jucător al FCSB-ului astăzi. Iată-l cum părăsește terenul susținut de oamenii din staff. Nu calcă cu piciorul drept în pământ. E clar că durerea e mare acolo la gleznă. A intrat așadar Ovidiu Horșia, trimite acum lui Robert Ion. Bun control, minge fața porții! Gol! Gol FCSB! Este un autogol, o minge deviată, dar incredibil cum vine această reușită în minutul 93. Șovanul Pintilii mai roșu la față ca de obicei și încă o dată faza. Asta e noroc. Da. Asta e noroc. Minge deviată în poarta proprie. Cred că e Balaj. Balaj este, da. Balaj parcă a făcut și faultul, nu? La penalti. Da. Să rezistăm, mai avem 2 minute. Trebuie lovite aceste. Nu se poate, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Este inadmisibil. Nici n-am pus să spui că trebuie să reziști și jucătorul se întoarce și trimite mingea în plasă. Tomanović. Crețu a sărit în spatele lui. Erau acolo mai mulți sârbi decât jucători de-ai noștri. Și atât, sârbii dau 2 goluri în inferioritate numerică. Da. E o performanță. Sau nu, dacă te gândești că în poartă, bine, n-are nicio vină. Nu, aici nu e. Ducan n-are nicio vină. Și mi se pare că și jutul e deviat. Aici nu e. Robert Ion. Și nu scapă offside. Silaghi. Scapă Silaghi, ăsta e gol. Nu e offside. Asta și... ce paradă reușește Ducan. Tu ești Ducan. Scrie pe tricou. Fabulos. Extraordinar reflex. Bravo, bravo, bravo. A plecat din terenul propriu. Ăsta a fost motivul pentru care Fanilul a rămas jos. Excelentă parada lui Ducan. Ce reflex are puștiul din poarta FCSB-ului. Minge foarte grea. Minge extrem de grea. Bravo, copile. Și-a spălat, mă rog, jumătate din păcatele din acest meci. Una dintre explicații, Emil, pentru degajările astea scurte ale lui Filipovic, mă uitam la... Gol! În sfârșit, la prima 5-4. Fază, după eliminare, după eliminare, la prima fază, Denis Man dă al treilea gol, așa cum i-am cerut. Triplă a lui Denis Man, are execuție când își pune mingea pe stângul, e un pericol mare pentru adversar. Încă o dată faza, Robert Ion și șutul din marginea careului, fără speranțe pentru Filipovic. 5-4 pentru ai noștri, exact în finalul primei reprize de prelungiri. Mai avem un hop, nici nu știu dacă... mai avem voie să ne bucurăm după reușita asta. Eu zic să mai stăm, că iar se duc peste noi, iar să urce cu Tomanović. Este gol. De ce stai Ducane pe linia porții? 5-5. Incredibil. 5-5. Tumbașević înscrie. Nu mai faultați la o distanță mai mică de 40 de metri de poarta proprie. Toate golurile vin din faze fixe. Suntem vraiște la fazele fixe. Iată voleul. Deci minge recentrată. Volei acolo este bietul Ducan. Ai și ghinion. Mingea din bară îi cade pe spinare și se duce în poartă.
5 la 5. Omul din imagine arată de parcă ar avea nevoie de o mască de oxigen. Încerca din nou mutarea pe flancul opus. Trebuie să-i mai alergăm puțin pe adversari. Da. Ajunge în stânga la Panțăru. Bună preluarea. Să vedem continuarea. Pasă în spate. Gol! Petre! 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 Ce ți-am spus eu ție? Petre, 6 la 5. Nu mai poți să ai reacție. La așa ceva nu mai poți să ai reacție. Adi Petre marchează și el în această nebunie de partidă. Atac cu răbdare. Foarte bună incursiunea lui Panțăru, excelentă pasa și Adi Petre îl execută pe Filipovici. Am plecat din dreapta, a ajuns balonul în flancul stâng. Asta spune și Pintili. Țineți de minge poziționarea jucătorilor noștri pentru că îi obligă pe adversar să trimite propriul portar. Atenție la această minge. Crețu, o minge diagonală. Nu se poate. Este uluitor ce se întâmplă. Fără cuvinte. Să iei 4 goluri în superioritate numerică, 2 dintre ele cu 2 oameni în plus, deja ține de supranatural. Același Tomanovic. Același om care a dus meciul practic în prelungiri, marcând în minutul 94. Nu mai sunt cuvinte. Dar nu e nimeni cu Tomanovici acolo. Da. Panțărul pierde, îl pierde pe Tomanovici din marcaj. Bine, de Ducan nu mai are să spunem nimic. Cu el în iunie, Vasco da Gama a avut 16 jucători. Da, acolo e Brazilia, sunt alte restricții sau, mă rog, altfel se reacționează la restricții. FCSB are 9 jucători infectați. Întrebarea este cum Dumnezeu s-a ajuns în situația asta. Avem aici golul lui Denis Man, a nu știu câta oară, când am crezut că meciul a terminat. Și aici, la fazele astea, la fazele fixe, că acesta este Tumbașevici. Asta este golul de 5 la 5. Spun eu că fără portar nu era gol. L-a lovit în spate acum, da. Într-adevăr. Acesta este golul lui Adi Petre din minutul 108, golul de 6 la 5 și se încheie apoteotic cu reușita lui Tomanovici. Din nou, după o gravă eroare, iată o minge plecată de la portar. Crețu aici a păcălit de adversar. Nu, dar de vină este Panțăru. Deci la faza asta Panțăru, care nu vine cu om, da. Este noaptea minții, pentru că Panțăru vine cu Tomanovic, dar se oprește. La un moment dat se oprește cum s-a oprit Briceag cu voluntari în ultima etapă. Noaptea minții, cum să te oprești acolo, cum să nu vii cu el. Hai să vedem că un thriller de genul acesta trebuia să aibă și un astfel de deznodământ și un astfel de final. Dacă a fost nebunie, să fie până la capăt. Aici sigur că este doar o chestiune de șansă. Filipovici și Răzvan Ducan. Probabil instrucțiuni, galben, dacă nu respectați lucrurile, după aceea afară, să nu părăsiți linia. Da. Așa mai departe. Oamenii ăștia sunt puțini, dar uite că au rezistat până la capăt. Da, cei 7
plus executantul. 8 jucători de cap. Tomanovic a dat 2 goluri. Hai Duca. Execuție imparabilă. 1-0 pentru Bačka Topola. Tras bine Tomanovic. 2 goluri astăzi și penaltiul acesta transformat. Foarte bine trasă mingea. Greu de scos. Olimpiu Moruțan. Hai Moruțan. Foarte bine tras, a ghicit Filipovic, dar a tras aproape de bară, greu de scos. Restabilim egalitatea. Vlad, n-aș vrea să fiu gură spurcată, dar tot cu Partizan Belgrad, mi-aduc aminte de meciul cu Partizan Belgrad, tot în Serbia, da. am lăsat o ocazie importantă de a ajunge în Liga Campionilor. Cam de pe loc, șutul, ai, a fost pe minge, da. A fost Baniaț sau Zeț, nici nu contează. Doi la 1 pentru Bačka Topola. Zeț este cel care a transformat. Acesta este Perianu. Hai Perianu, foarte bună, plecat 2-2, plasă laterală, portarul trimis în partea opusă, 2-2. Jucat bine Perianu astăzi. Da, da. Și el și Simion, cred, au fost ok, iată, deja cu piciorul într-o atelă. Acum este Baniaț. Hai Ducane, se aude de pe margine, spunem și noi de aici de la microfon, chiar dacă nu ne aude. Bravo Ducane! Bravo mai Ducane! Apără Ducan! Bravo copile! A mirosit bine, a plecat la timp, a blocat mingea și deznădejde pe chipul adversarilor noștri. Filipovic acum, să vedem cine își asumă responsabilitatea, cine este al treilea executant al FCSB-ului. Panțăru. Bate Panțăru! Că mingea a fost atinsă de Filipovic, dar nu mai contează, intră în plasă, este 3-2 pentru FCSB. Câte 2 lovituri de fiecare echipă au mai rămas. Hai Ducan, hai Duchi, încurajări de pe margine. Ducadan, Ducan rimează cu Ducadan. Greu și pentru puști, până la urmă trebuie să recunoaștem, să te arunci cineva în apă la o asemenea partidă. Hai Ducane, să vedem. Păcălit de data aceasta. Antonici am transformat. Important este ca jucătorii de atac acum să își facă datoria, jucătorii de câmp să transforme. Cred că este Adi Petre. Da. Haide Petre, avem nevoie de o execuție bună. Da, 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 o, foarte bine. Mă turisesc că am urmărit cu inima strânsă execuția lui. Puțină emoție, într-adevăr. Dar este, să știe, e în mare conflict cu clubul. Da, spun acum că și-a terminat treaba. El refuză să se antreneze, s-a tras atenția. E în... Mai contează, da, okay, atacul astăzi. A transformat și penaltiul. Ducan poate acum să... intre într-o oarecare istorie, spune, pentru că o asemenea partidă cu siguranță va fi memorabilă. Hai Ducane. Este gol. A transformat Giurici.
Și acum, ultimul penalti. Probabil Denis Man. Este... Vrem să fie ultimul penalti. Da, este în piciorul lui. Sper să fie Denis, sper să fie ultimul, cum bine spui. Sper să încheiem cu bine. Da, Denis Man. Hai, Denis. L-a învins odată din penalti. Pe Filipović. Pupă mingea. Și se pregătește să califice FCSB-ul în turul 3. Haide, Denis! Haide, Denis! Față în față cu Filipović! Denis Man! Gol! FCSB! Nebunia din Topola se încheie cu calificarea echipei noastre. Nebunie! Mai au puterea să zâmbească jucătorii lui Pintili și el râde în barbă. Nimănui nu-i vine să creadă că o astfel de partidă s-a putut întâmpla. Ei bine, FCSB obține la penal.